O mână de ajutor pentru sufletele aflate în nevoie. Asta oferă de fiecare dată Asociația Mehedinți Oameni cu Suflet copiilor și bătrânilor aflați în grija Direcției de Asistență Socială. Astăzi, reprezentanții acestui ONG au oferit o nouă donație către instituția mehedințeană. Au pus mână de la mână și au reușit să aducă zâmbetul pe chipurile încărcate ale copiilor instituționalizați din cadrul DGASPC Mehedinți. Este vorba despre reprezentanții Asociației Mehedinți Oameni cu Suflet, care au întreprins o nouă acțiune caritabilă. Am adus electrocasnice, îmbrăcăminte pentru toate vârstele, încălțăminte și alte obiecte. După cum știți, cu voluntarii noștri am și zugrăvit un modul dintr-un centru. Am adus acolo și aparate pentru încălzit, am reparat și aparatele de aer condiționat, am adus saltele, pilote și tot ceea ce este nevoie. Și tocmai de asta vă mulțumim, domnul Pendană, pentru că dumneavoastră întotdeauna ați fost și sper să rămâneți un prieten al nostru. Orice ajutor este binevenit în asistență socială. Dreptul superior al copilului ne obligă, în afară de ceea ce primim noi, să avem relații și cu ONG-uri și cu alte instituții, prieteni și alți colaboratori care să ne susțină și prin sponsorizări. Domnul Prundeanu nu e prima oară când ne-a ajutat. Îi mulțumim, apreciem tot ce face. De data aceasta, mare parte din bunurile donate vor ajunge la Complexul de Servicii Sociale pentru Copilul Preșcolar din Drobeta, Turnu Severin, căci aici era necesară o astfel de investiție. Colaborarea mea cu domnul director, cu noua conducere, este foarte bună și am promis să facem tot ce ne stă în putință ca să ajutăm aceste suflete. Dar oamenii ăștia ne-au ajutat până acum să zugrăvim spațiile noastre, ne-au ajutat să dotăm cu saltele, ne-au ajutat să donăm cu paturi și alte ONG-uri, dar acum vorbim strict de acest ONG care cei drept se implică cel mai mult, ne sprijină cel mai mult în activitatea noastră. Cât de utile ne sunt? Ne sunt foarte utile, pentru că așa cum mai discutam și cu alte ocazii, bugetul asistenței sociale în general în România este unul extrem de mic. Din banii pe care îi avem, nu ne permitem întotdeauna să facem dotări, să facem investiții și atunci, uite, mai încheiem astfel de parteneriate, astfel de înțelegeri, să spunem, cu oameni de suflet, cu ONG-uri care ne pot sprijini în activitatea noastră. Asociația Mehedinți Oameni cu Suflet demonstrează că acolo unde există dorința de a ajuta, nimic nu este imposibil. Această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care au completat acel formular 230 pentru redirecționarea celor 3,5% și cu ajutorul oamenilor din municipiu, din județ, care au înțeles și vin alături de noi și ne ajută. Problema este cu spațiul, nu avem un spațiu atât de mare cât am putea să primim. Astfel de acțiuni caritabile au loc din ce în ce mai frecvent către DGASPC Mehedinți, căci actuala conducere a instituției își dorește oferirea unor condiții decente celor care beneficiază de sprijinul Direcției de Asistență Socială. Donațiile înseamnă o mână de ajutor în plus pentru cei aflați în nevoie.